Bună și bine v-am regăsit la un nou video cu idei de pachetel. Pentru primul pachetel de astăzi i-am făcut băiețelului meu un sandwich cu cremă de brânză. Am fost recent la cumpărături și am luat aceste două feluri de cremă de brânză. Una normală, acea cremă de brânză pe care o folosim cu toții, și una cu gust de căpșuni. Nu-i mai cumpărasem de mult cu gust de căpșuni, mai aveau și cu afine, dar băiețelul meu a preferat-o pe aceasta cu gust de căpșuni. Dar pentru pachetelul de astăzi am folosit crema de brânză normală, acea originală. La mijloc a avut castravete, mie îmi plăcea mult când eram mică astfel de combinație cremă de brânză cu castravete, vreau să văd dacă îi va plăcea și lui. Ca fructe a avut o mandarină pe care am decojit-o și rupt-o în fâșiuțe eu și câteva căpșuni. I-am mai pus apoi și puțină cărniță. Dacă ne urmăriți de ceva timp, probabil că m-ați văzut punând foarte des chiftele sau piftele din carne de porc, asta pentru că sunt preferatele băiețelului meu, asta am avut și aici în acest pachetel, iar în ultimul separeu rămas i-am dat câțiva covricei. Pentru cel de-al doilea pachetel, ca masă principală a avut clătite cu bucățele de măr. Rețeta acestor clătite o am deja filmată pe acest canal de YouTube, las un link către acel video în căsuța cu descrierea acestui video. În timp ce se găteau clătitele, am pus bucățele de măr pe care le-am apăsat puțin cu o linguriță în aluat. Data viitoare cred că am să încerc cu măr dat pe răzătoarea mică, amestecat cu puțină scorțișoară, eventual gătit puțin în prealabil pentru a fi mult mai moale. I-a plăcut și aici, dar vreau să încerc și altceva data viitoare sau altcumva. I-am mai dat și cârnați din carne de curcan. A avut în această zi un fel de breakfast for lunch, brunch practic, mic dejun pentru masa de prânz. Ca fruct, iarăși mandarină, doar că nu am mai desfăcut-o în fâșiuțe, l-am lăsat pe el să o facă, și struguri. Băiețelul meu are 8 ani, nu mai e nevoie să tai struguri în 2 sau în 4, dar dacă aveți copii mai mici, recomand acest pas. Și în ultimul separeu rămas, i-am pus în una din aceste cutiuțe mici de la Sistema puțin sirop de arțar pentru a-l folosi cu clătitele. Uite că am ajuns și la pachetelul cu numărul 3. Masa principală a fost un sandwich cu brânză, salată și șuncă. Îmi vine să râd pentru că acea șuncă a trebuit să fie atât de subțire. Ne-am trezit mofturoși în acea dimineață și nu ne-a mai plăcut absolut nimic ce aveam pe frigider. Am mai avut, doar așa acceptat acel sandwich, am mai avut apoi lângă niște biscuiți foarte asemănători la gust cu salatinii din România, castraveți la cerere și din nou struguri și căpșuni. Și în ultimul pachetel pe ziua de astăzi, ca masă principală a avut gofre sau vafe cu cașcaval și bacon. Pentru a face aceste gofre veți avea nevoie de un ou pe care îl batem bine. Adăugăm apoi 250 de ml de lapte și 50 de grame de unt topit, apoi răcit. Am pierdut acea filmare cu
când am pus practic untul în bol, am uitat să filmez și atunci am zis măcar să menționez, bineînțeles. Într-un bol separat am pus 200 de grame de făină și două lingurițe praf de copt pe care le-am amestecat puțin. Am pus apoi ingredientele lichide, îmi cer scuze, peste cele solide și amestecăm din nou. Adăugăm 100 de grame de cașcaval dat pe răsătoarea mică și bacon. Am folosit baconul american, acela subțire, în jur de 4 fâșiuțe. Puteți folosi, dacă nu, și kaiserul din România, tăiat în bucățele micuțe-micuțe, sau, nu văd de ce nu, și șuncă. Lângă am avut iarăși castraveți la cerere, castraveții sunt preferații lui, și o bucățică mică de brownie cu fulgi de ciocolată, un fel de chec, o parte cacao, o parte vanilie cu fulgi mici de ciocolată. Ca fruct, din nou căpșuni și struguri, pentru că acestea le-am avut în casă. Și cu asta se încheie și videoul de astăzi, sper că v-am inspira puțin, nu uitați să dați share acestui video dacă v-a plăcut, haideți să ajutăm cât mai mulți părinți cu idei de bachețel și noi ne auzim data viitoare. Numai bine!